numele Domnului Iisus să deschidem serviciul divin cu imnul 221, Stau pe adevăr. Thank you.
mulțumim pentru această cântare și vă spun un bun venit la programul pe care l-am pregătit pentru această după-amiază, și anume la seminarul Cheile Împărăției. Așa poartă titlul acest seminar, iar prelegerea din seara aceasta se numește Temelia Bisericii. Pentru cei care ați putut urmări pe internet, am postat acolo și un afiș în care vă spuneam că în această serie de prelegeri vom dezbate puțin pasajul din Matei, capitolul 16, cu versetul 18 și 19. Dar înainte de a începe, vă invit să mai cântăm o cântare ca să ne bucurăm și să lăudăm pe Domnul. Cântarea care a fost propusă mai dinainte este cântarea numărul 451. Hristos cheamă ajutare. Se știe? Da. Haideți să o cântăm. Dar vreau să o cântăm cu viață. Thank you.
După ce m-am căsătorit, eu și soția mea, o perioadă de timp, atâta timp cât a trebuit să-și schimbe buletinul, nu a avut buletin. Și pentru a face orice operațiune la bancă sau oriunde, îi trebuia buletin. Și nu putea să facă absolut nimic, pentru că nu avea acea cărticică mică unde scrie numele și CNP-ul. Și chiar râdeam de ea într-o perioadă și spuneam, păi, tu nu ai identitate. Îi spuneam, nu știu cine ești, n-ai nicio identitate, arată-mi buletinul. Vreau să vă spun că dacă nu porți un nume în ziua de astăzi, nu ai o identitate. Dacă nu ai un act, buletin sau carte de identitate, cum îi spunem acum, nu, practic nu poți să faci absolut nimic. Nu poți să te angajezi, nu poți să muncești, nu poți să călătorești. Nu existi, da. Și mă gândeam următorul lucru, că în vechime, lucrul acesta era mult mai evident. Pentru că numele pe care le purtau oamenii aveau într-adevăr o semnificație. De exemplu, atunci când Rafaela a născut, i-a pus nume fiului său în urma unor fapte care i s-au întâmplat ei. Atunci când Avram a pus nume copiilor săi, a pus nume în urma unor fapte care i s-au întâmplat lui și care semnificau ceva. Iacov și Esau aveau nume cu semnificație. Pentru că numele pe care îl porți, se pare că îți dă o identitate. Am văzut un clip mai de mult în care un profesor dădea un examen copiilor la școală și le-a spus, aveți o oră la dispoziție, s-a împlinit ora și profesorul a zis, puneți pixurile jos și aduceți foile la mine. Toți elevii au adus foile, numai unul stătea și scria în continuare. Și profesorul a zis, ia să văd până când poate să stea. Și s-a așezat și stătea și l-a urmărit și elevul vine după o jumătate de oră întârziere și îi aduce foaia. Și spune, îmi pare rău, dar nu pot să-ți mai primesc foaia. Ai picat examenul, pentru că timpul limită era acum o jumătate de oră. Și elevul întreabă următorul lucru, știți cum mă cheamă? Și profesorul, nu știu cum te cheamă, ce mă interesează pe mine, cum te cheamă pe tine. Foarte bine. Și-a luat foaia de examen și-a pus-o între foile toate celelalte. Și vă dați seama că profesorul n-a mai avut cum să găsească foaia. Dacă nu știi numele cuiva, persoana aceea practic nu există. Numele pe care îl porți spune ceva despre tine. Urmăream mai de mult o emisiune care se numea Spune-mi cum te numești ca să spun cine ești. Și spunea următorul lucru. Că o persoană care are un nume normal, adică un nume obișnuit, are mai multe șanse să fie angajată decât o persoană care poartă un nume ciudat. De exemplu, să te cheme Pistol Viorel sau... Asta vă spun pentru că există nume de genul acesta. Pentru că, de exemplu, la un post de radio sau când te duci să te angajezi undeva, ești mai ușor primit dacă ai un nume normal decât dacă ai un nume comic în care toți se râde de tine. Practic îți scade autoritatea. Astăzi vreau să vorbim puțin despre un nume. Vreau să vorbim puțin despre un nume pe care l-a dat chiar Domnul Iisus Hristos unei persoane. Și vă invit în această după-amiază să deschidem Sfintele Scripturi la Matei capitolul 16 și să citim de la versetul 18 în continuare. Puțin mai înainte, Domnul Iisus Hristos vorbește cu ucenicii și întreabă cine ziceți voi că sunt eu? Adică, care este identitatea mea înaintea voastră? Și ucenicii au zis, unii spun că ești Ilie, unii că ești un proroc, dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru spune, tu ești Hristosul. Și iată ce spune Domnul Iisus Hristos. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri. Versetele pe care tocmai le-am citit, vreau să vă spun că sunt unele dintre cele mai controversate din Sfânta Scriptură.
niște versete pe care unele denominațiuni și-au creat doctrine. Și în special versetul 18, despre el vom vorbi în această seară. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu vor birui. Este aici o afirmație care ne dă puțin peste cap gândirea noastră. Este aici o afirmație care, despre care s-au purtat multe discuții și care ne-au făcut oarecum pe noi creștini să ne punem anumite semne de întrebare. Și anume, cine este piatra de temelie pe care Dumnezeu își zidește biserica? Domnul Iisus Hristos. Asta spuneți dumneavoastră. Dar vedeți că biserica catolică are o altă părere. Ei susțin că Petru este temelia bisericii. Pentru că este un seminar. Aș vrea să participăm. Dar vreau să participăm într-un mod ordonat. Prin ridicare de mână. Dacă vreți să spuneți ceva. Da. Pe care vorbește Domnul Iisus este afirmația lui Petru că Domnul Iisus Hristos este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Bun. Deja ne-am împărțit în trei categorii. Biserica Catolică care spune că Petru este piatra bisericii, noi care spunem că Domnul Iisus Hristos și tot fratele a amintit că de fapt piatra de temelie este afirmația lui Petru care mai devreme puțin a spus tu ești Hristosul. Și pe aceasta s-ar fi pus temelia bisericii. Da. Tu te-ai numit Chifa, adică Petru, Chifa, adică Petru, dar pe credința ta voi întâlnea biserica mea. Bun. Și nu pe persoana ta, ci pe credința ta. Bun. Asta este importantă, credința omului, cât de mare, cât de mică. Mulțumesc. A spuntat un lucru foarte interesant, care, despre care eu voi vorbi puțin mai târziu. Deci, acum, sunt sigur că mulți dintre noastre vă gândiți care o fi piatra bisericii despre care vorbește Domnul Iisus Hristos aici. În această după amiază, da. Mai este una din Efeseni 2:20. Deci noi suntem zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Altă temelie. Da. Deci apostolii și prorocii sunt altă temelie. Noi suntem creștini. Bun. Biserică. În această da? Da, temelia este Domnul Hristos pentru că mai spuneam într-un loc, undeva într-un verset, cum că cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit, dar peste cine va cădea, piatra va fi scumpărată. Aia e capul unghiului, nu e. Bun. Nu este. Da. Bun. În această seară vreau să vă prezint principalele trei interpretări ale acestei pietre de temelie. Și vreau să vedem argumentele pro și contra a fiecăreia dintre ele. Și vreau să încep, în primul rând, cu exegeza romano-catolică, cu interpretarea romano-catolică și să prezint argumentele pro și argumentele contra ale acestei interpretări. Principala problemă din acest verset este jocul de cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos îl face, pe care îl face între Petros, care era numele grecesc al lui Petru, și Petra, care era piatra de temelie. Petros, în limba greacă, înseamnă piatră sau pietricică, piatră instabilă, iar Petra, tot în limba greacă, înseamnă piatră de temelie, stâncă. Așa se traduce în limba greacă. Biserica catolică și-a format o doctrină din aceasta, spunând că Domnul Iisus Hristos a venit înaintea lui Petru și a spus, Petru, ție îți dau cheile împărăției, tu ești stânca bisericii, tu ești temelia bisericii și pe tine se va clădi biserica în continuare. Da. Și dacă privim puțin mai amănunțit, vreau să vă spun că apostolul Petru într-adevăr a fost o temelie a bisericii. Da. Petru a fost o temelie a bisericii. El a fost unul dintre cei care au fondat biserica, unul dintre cei care a preluat de la Domnul Iisus Hristos și a dus până la Pavel în continuare biserica. Un alt argument este acela că primul care mărturisește că Domnul Iisus Hristos este Mesia, că El este Hristosul, este Petru. Și spune, nu merge la cruce. Da. Același Petru. Da. Vorbim și despre asta. Un argument
Un argument care este folosit în mod special de Biserica Catolică atunci când susține că Petru este temelia Bisericii este gramatica textului care nu ne permite să interpretăm altfel. De exemplu, aici este folosit pronumele personal la persoana a doua de foarte multe ori. De exemplu, și eu îți spun ție, așa se traduce în limba greacă, eu îți spun ție, tu ești Petru și pe tine, pe această piatră, voi zidi biserica mea. Și după aceea continuă, ție îți dau cheile împărăției și orice vei lega tu va fi legat în cer și orice vei dezlega tu va fi dezlegat în cer. Deci, dacă privim puțin și gândim puțin acest text, vreau să vă spun că este foarte dificil. La prima vedere, noi spunem că Domnul Iisus Hristos este temelia bisericii. Dar vreau să vă spun că dacă privim puțin în structura greacă, este puțin probabil să interpretezi o altă persoană decât Apostolul Petru. Dar sunt și câteva argumente împotriva, care sunt contra acestei interpretări. De exemplu, unul dintre ele este că, așa cum aminteam mai devreme, Petros, numele lui Petru, în limba greacă se traduce prin piatră instabilă, pietricică. Iar Petra, la care se referă Domnul Iisus Hristos, este o stâncă. Dar lucrul acesta trebuie să mai discutăm. Un al doilea argument este acela că în versetul 23, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru un lucru interesant. Versetul 23, din același verset, spune: Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: Înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de potignire. Ce rost ar fi mai avut ca Domnul Iisus Hristos să îi spună în versetul 18: Tu ești piatra bisericii, tu ești temelia, ca după câteva momente să îi spună: Tu ești o piatră de potignire. Adică, acum îți spun că tu ești temelie și puțin mai târziu îți spun că tu ești o piatră de potignire. Parcă puțin nu are logică. Nu are logică acest lucru. Iar un alt argument împotrivă este acela că Petru, într-adevăr, dacă privim în viața lui, era o persoană instabilă. Ba scotea sabia din teacă, ba se lepăda de Domnul Iisus Hristos. Ba era gata să-și dea viața pentru Domnul Iisus Hristos, ba l-a lepădat și s-a blestemat că nu-l cunoaște niciodată. Într-adevăr, Petru era o persoană instabilă. Dacă înțelegem numai din pasajul acesta, dacă ne uităm puțin și analizăm puțin pasajul și îl comparăm cu Apostolul Petru, rămânem puțin cu semnul întrebării. Pentru că, pe de o parte, Petru a fost temelia bisericii la început. Pe de altă parte, Petru era o persoană instabilă. Și nu știm ce să facem. Vreau să vă întreb acum, dacă are cineva ceva de adăugat la această exegeză, la această interpretare romano-catolică și dacă ați vrea să mai discutăm ceva. Da. Da, Petru a fost o temelie a bisericii creștine, a bisericii primare, prin puterea lui Dumnezeu. Deci el nu putea să fie o piatră pentru biserică dacă nu-i dădea putere Domnului Iisus ca să ducă mai departe această temelie a credinței. Mulțumesc, da. Petru și după înălțarea Domnului Iisus a avut o traiectorie așa, oscilantă. Bun. Să ne amintim episodul cu fața de masă care se coboară din cer. I-a trebuit cam mult ca să înțeleagă, să se ducă la Cezarea. Da. A mai avut și episodul ăla când n-a vrut să se așeze la masă cu grecii pentru că da, să țină cu iubirea. Deci decât ți-l răbim. Da. În ce măsură e bun. Etalon pentru... Un alt lucru care ne-ar putea pune câteva semne de întrebare este următorul. Dacă Petru ar fi înțeles că el este temelia bisericii, n-ar fi mai afirmat în 1 Petru, capitolul 2, versetul 7 și 8, că Domnul Iisus Hristos este temelia bisericii. Piatra din capul unghiului. Deci, da. Petru este pietra de potignire. Aici nu mă sără. Deci este Petru pietra de potignire. Pentru că sufletul lui Petru turbura pe Domnul Iisus. Bun. Pentru că era... Turbul, pentru că era instabil, da. Domnul Iisus, 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 Dom
Mulțumesc! Bun! Vreau să mai spuneți ceva? Eu vreau să facem puțin aplicație la noi. Că mi se pare că îl cam judecăm pe Pietru. Nu că era în care temeria lui Iisus Hristos. Noi suntem perfecti, nu suntem și noi la firii de multe ori. Odată ne schimbăm într-un fel, odată bine ai zis aici. Bravo. Ce m-am apucat? Adică suntem la fel, pentru că concepția noastră nu s-a schimbat, s-a schimbat pământul. Bun. Geografia, dar istoria, dar nu da, bun. Noi acum încercăm să înțelegem puțin interpretările despre care v-am amintit, cele trei interpretări. Prima interpretare a fost cea romano-catolică, așa cum v-am explicat-o cu argumentele pro și contra. A doua interpretare este cea patristică sau protestantă. Această interpretare susține că, de fapt, temelia bisericii despre care Domnul Iisus Hristos vorbește aici se referă la afirmația pe care Petru a făcut-o cu un verset mai înainte, în care a spus că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Și astfel, Domnul Iisus Hristos i-ar fi dat replica următoare. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră, adică pe argumentul pe care l-ai spus tu, pe ceea ce ai spus tu, afirmația ta, eu voi zidi biserica mea. Și să știți că gramatical s-ar potrivi. Tu ești Petru și pe această piatră, adică pe afirmația ta, eu îmi zidesc biserica mea. Și într-adevăr, dacă stăm să ne uităm puțin, biserica stă pe temelia faptului că Domnul Iisus Hristos este Mesia. Dacă dai la o parte acest lucru, biserica nu mai poate sta în picioare. Dacă dai la o parte faptul că Domnul Iisus Hristos este Mesia, nu mai poți să mai spui că ești credincios. Nu mai poți să mai ești creștin. Faptul că ești creștin înseamnă că recunoști pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia, ca fiind Hristos. Da? Mărturisirea lui Petru este o stâncă și ca rezultat a acestei afirmații pe care Petru o face că Domnul Iisus Hristos este Mesia, Domnul Iisus Hristos îi dă și o răsplată. Iată cum interpretează această exegeză patristică textul de față. L-ar interpreta astfel. Tu ești Petru și pe această piatră, pe afirmația ta, eu îți clădesc biserica mea. Și ca răsplată pentru ceea ce ai spus, eu îți dau ție cheile locuinței morților. Și orice vei lega, va fi dezlegat și orice vei lega, va fi dezlegat și în ceruri. Ne-a bătut în biserică. Ne-a bătut în biserică. Da. De ce ne-a bătut în biserică? Pentru că cine sunt eu? Ești Fiul lui Dumnezeu. Petru, nu putea să spună ție decât Dumnezeu, că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, nu altcineva. Bun. Deci nu te-a spus nimeni decât Dumnezeu. Deci de această mărturie a lui Petru, Domnul i-a văzut credința lui mare și va fi temelia bisericii mele și nu ceea ce se cheamă piatră. Mulțumesc. Un alt lucru este acela că Domnul Iisus Hristos apreciază afirmația pe care Petru a făcut-o. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos în versetul 17. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone. Fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cer. Iată că Domnul Iisus Hristos apreciază afirmația pe care Petru o face și care răsplată îi spune: ție îți dau cheile împărăției cerului. Cum vi se pare această interpretare? Un alt lucru este o afirmație pe care o face Martin Luther, care spune așa: toți creștinii pot fi numiți Petru sau pietre stângi dacă mărturisesc că Iisus este Hristosul. Cu alte cuvinte, dacă mărturisești că Iisus este Hristosul, tu ești o piatră de temelie. Dacă mărturisești că Domnul Iisus Hristos este Mesia, tu ești o piatră de temelie. Și acum Se pare că suntem puțin purtați de vânt, nu? Da. Ba o interpretare are argumente bune, ba se contradice. Hai să vedem și argumentele contra ale acestei interpretări. Principalul argument împotriva acestei interpretări este acela că în Noul Testament cuvântul piatră, care este folosit aici în Matei, se întâlnește de 15 ori, deci de 15 ori se întâlnește
Și niciodată nu are sensul de mărturisire de credință, ci întotdeauna se referă la figurat, la Domnul Iisus Hristos. Deci întotdeauna în Noul Testament cuvântul piatră apare de 15 ori și întotdeauna se referă la Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă amintesc aici de casa zidită pe stâncă și de toate celelalte afirmații pe care le-a făcut Petru că Domnul Iisus Hristos este piatra. Deci, dacă stăm și interpretăm puțin acest lucru, nu putem spune că este mărturisirea lui Petru pentru că nu mai întâlnim în Scriptură lucrul acesta. Dar asta nu înseamnă că e o regulă, ca un lucru dacă apare pentru prima dată în Scriptură, să le eliminăm. Eu o să vă prezint acum toate aceste interpretări, după care o să vă prezint și interpretarea pe care eu am dat-o acestui pasaj. O a treia interpretare este aceea că, pe care o susțineți și dumneavoastră și o susținem și noi, că Domnul Iisus Hristos este stânca bisericii. Și într-adevăr lucrul acesta este adevărat. Pentru că întâlnim atât de multe exemple în Sfânta Scriptură care ne conving de faptul că Domnul Iisus Hristos este stânca bisericii. De exemplu, în Vechiul Testament, de fiecare dată când apare cuvântul stâncă, este folosit simbolic și se referă la Domnul Iisus Hristos. La Dumnezeu. Mă scuzați. La Dumnezeu. Deci de fiecare dată când cuvântul stâncă apare în Vechiul Testament, se referă în mod direct la Dumnezeu. Un alt lucru, de exemplu, dacă privim în Psalmul lui David, în Psalmul 18:2, vorbește despre Dumnezeu. Dacă privim în Daniel, atunci când piatra cade și dărâmă chipul acela, pe cine reprezenta? Pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți? Toate aceste texte arată în mod direct către Domnul Iisus Hristos. Un al doilea argument se găsește în Noul Testament. În momentul în care Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 3 cu versetul 11, că Hristos este singura temelie a bisericii. Căci nimeni nu pune o altă temelie decât aceea ce a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iată că Apostolul Pavel parcă pune capac. Da. Nu există o altă temelie a bisericii decât Domnul Iisus Hristos. Nu există nimic altceva decât Domnul Iisus Hristos. Așa cum vă spuneam, dacă privim la parabolele pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat, casa de zidită pe stâncă, toate arată către Dumnezeu, către Domnul Iisus Hristos. Un alt lucru este că Petru îl numește stâncă, așa cum vă spuneam mai devreme, pe Domnul Iisus Hristos. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 78, pe care l-am mai citit. Dar vreau să vă spun că și această interpretare are foarte multe puncte care o atac. Foarte mulți teologi s-au bătut pe aceste versete și au încercat să arate că sunt împotriva acestei interpretări. De exemplu, prima interpretare este argumentul gramatical care vi l-am spus puțin mai devreme, care spune, tu ești Petru și pe tine, pe această stâncă, voi zidi biserica mea, după care continuă și ție îți dau cheile împărăției și orice vei lega, adică tu, va fi legat. Și orice vei dezlega tu pe pământ, va fi dezlegat Iisus, și în cer. Deci, dacă privim din punct de vedere gramatical, nu putem să interpretăm că Domnul Iisus Hristos s-a referit la altcineva decât la Petru. Deci, din punct de vedere gramatical, nu putem să interpretăm altfel acest verset. Un alt lucru este că momentul în care Domnul Iisus Hristos vorbește lui Petru, nu-i vorbește în limba greacă, ci vorbește în limba aramaică. Și sora Jabinske a anticipat puțin. Deci, Domnul Iisus Hristos nu i-a zis lui Petru, tu ești Petros și pe această Petra voi zidi biserica mea. Nu i-a spus așa. Astfel au tradus mai târziu ucenicii. Dar Domnul Iisus Hristos îi spune un lucru. Tu ești Chefa, adică piatră, și pe această Chefa, în aramaică, care înseamnă piatră, voi zidi biserica mea. Deci, numele Domnului Iisus Hristos și piatra despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, în limba în care i-a transmis lui Petru acest mesaj, este același. Cuvântul este același. Deci, Domnul Iisus Hristos n-a făcut diferență între numele apostolului și piatra de temelie. Cu alte cuvinte, nu putem interpreta în acest text
Gramatica nu ne lasă să interpretăm altfel decât pe Apostolul Petru ca fiind piatra de temelie a bisericii. Culman, un teolog, spunea următorul lucru, că în aramaică se folosește în ambele dăți același cuvânt, chefa. Tu ești chefa și pe această chefa, adică piatră, voi zidi biserica mea. Astfel, în acest caz, numele și obiectul, adică piatra, sunt identice ca formă. Deci Iisus. Deci este Petru. Un alt argument este contextul imediat al acestui verset, care spune că Domnul Iisus Hristos n-are cum să vorbească despre altcineva decât despre Petru. De exemplu, spune, tu ești Petru și pe mine piatra voi zidi biserica mea. Și după aceea să schimbe iar. Și ție îți voi da cheile împărăție și tot ce vei lega tu va fi legat. Adică ar fi ilogic să vorbească Domnul Iisus Hristos în următorul fel. Tu ești Petru, dar pe mine voi zidi biserica mea, dar ție îți dau cheile împărăției și Domnul Iisus Hristos să schimbe persoanele și să nu mai înțelege absolut nimic. Deci, argumentele care sunt aduse în acest loc ne trimit direct, în mod direct, la Apostolul Petru. Și vreau să vă spun că atunci când Biserica Catolică privește asupra acestui verset, ei privesc din punct de vedere gramatical și au dreptate. Dar vreau să înțelegem foarte bine lucrul acesta. Doar în versetul acesta e singurul verset din Scriptură în care Domnul Iisus Hristos numește pe cineva temelia bisericii. În restul versetelor din Scriptură, atunci când se vorbește despre temelia bisericii, se referă la Domnul Iisus Hristos sau la Dumnezeu. Și ca să înțelegem de ce este această notă discordantă și de ce în acest verset, în urma argumentelor pe care le-am prezentat, nu putem să interpretăm o altă persoană decât pe Apostolul Petru, vreau să vă dau un alt exemplu. Într-o ocazie, Domnul Iisus Hristos spune despre sine, eu sunt lumina lumii. Aceasta a fost afirmația Domnului Iisus Hristos. Eu sunt lumina lumii. Într-o altă ocazie, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor următorul lucru. Voi sunteți lumina lumii. Aceasta este interpretarea pe care am găsit-o eu cea mai bună și de pe care am scris și lucrarea de licență. Astfel, vreau să vă întreb, se contrazic aceste două afirmații în care Domnul Iisus Hristos spune că El este lumina lumii, dar tot Domnul Iisus Hristos spune, voi sunteți lumina lumii. Se contrazic? Nu, pentru că noi luăm lumina de la El. Vreau să vă spun că aceste afirmații nu se contrazic, ci se completează. Domnul Iisus Hristos este adevărata lumină, dar pentru că El nu mai este prezent fizic pe pământ, ne-a lăsat pe noi să fim lumini în locul unde suntem. Și adevărata piatră, doar că investește în Petru, da. Investește în Petru ca și lumina, o investește în credincioși, în poporul lui, ca să fie lumină. Exact. Și acum vreau să ne întoarcem la versetul acesta. Vă spuneam că în acest verset, din punct de vedere gramatical, din punct de vedere contextual, și cum vreți să priviți, nu se poate să interpretăm altă persoană decât Petru. Domnul Iisus Hristos îi se adresează lui Petru aici și spune, tu ești temelia bisericii. Dar Domnul Iisus Hristos, în toată Scriptura, găsim exemple în care spune că El este temelia bisericii. Și de data aceasta spune că voi, tu, Petru, ești temelia bisericii. Vreau să vă spun că aceste două afirmații nu se contrazic, ci se completează. Domnul Iisus Hristos este adevărata temelia bisericii. Domnul Iisus Hristos este stânca neclintită despre care vorbim atât de mult. Dar în mila sa, Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat și pe noi să fim pietre de temelie în bisericile unde suntem. În locurile unde suntem. Domnul Iisus Hristos ne-a încredințat și nouă această putere de a fi pietre de temelie în jurul prietenilor noștri. În jurul bisericilor noștri. Bisericilor noastre, în societatea în care trăim, Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat și pe noi să fim piatră de temelie în locul unde suntem. Petru e de pildă. În numele Domnului Iisus ridică-te și locul s-a ridicat în picioare, n-a de vrut să sară. Deci nu această piatră are înțeles de putere în Petru și în oricine. Mulțumesc. Care să aibă darurile
prin Iisus Hristos. Iisus Hristos este această putere în cercul darurile. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci, așa cum vă spuneam... Voi sunteți nou! Domnul a zis, eu sunt lumina lumii, dar voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți sarea pământului. Deci, așa cum vă spuneam, Domnul Iisus Hristos nu se contrazice în momentul în care spune despre El că este lumina lumii și nu se contrazice nici în momentul în care spune despre noi, ucenicii Lui, că suntem lumina lumii. Tot astfel, Domnul Iisus Hristos nu se contrazice nici în momentul în care spune despre El că este temelia bisericii și nici în momentul în care spune despre noi că suntem temelia bisericii. Dragii mei, dumneavoastră realizați ce misiune extraordinară ne-a dat Domnul Iisus Hristos? Dumneavoastră realizați ce onoare ne-a dat Domnul Iisus Hristos pe acest pământ să fim pietre de temelie în locul unde suntem? Realizați că noi suntem reprezentanții Domnului Iisus Hristos pe pământ și că noi trebuie să reflectăm lumina pe care o primim de la El? Dacă Domnul Iisus Hristos este adevărata temelia bisericii, despre care toată Scriptura ne vorbește și despre care toată Scriptura arată, El este temelia bisericii, El este stânca bisericii. Iar Domnul Iisus Hristos, în mila Sa, ne-a ales și pe noi să fim pietre de temelie în biserică. Amin. Dragii mei, în această seară vin înaintea dumneavoastră cu următorul lucru. Suntem aici pentru că avem o misiune specială. Suntem aici pentru că am primit un nume nou. Numele fiecăruia dintre noi este Petrus, este piatră, este temelie. Noi suntem aici, dar nu suntem în această biserică să venim să ne așezăm pe scaun și să plecăm acasă la fel cum am venit. Nu am venit în această biserică ca să petrecem timpul acesta de sâmbătă, când oricum nu avem ce face în alt loc, pentru că nu muncim. Și noi suntem aici pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a numit să fim temelia bisericii. Dumneavoastră și eu suntem în acest loc pentru că suntem reprezentanții Domnului Iisus Hristos pe pământ. El este adevărata stâncă și în mila Sa ne-a ales și pe noi să fim stânci în locul unde suntem noi. Să fim temelia bisericii. Dar vreau să te întreb, dragul meu frate și draga mea soră, ești tu o temelie în biserica aceasta? Ești tu o piatră în biserica aceasta? Ajuns tu la clădirea bisericii? Ajuns tu la zidirea acestei comunități? Ajuns tu la împărtășirea cuvântului lui Dumnezeu? Dumnezeu ți-a dat o misiune extraordinară. Să fii reprezentantul Lui pe pământ. Îl reprezinți cu adevărat? Așa cum v-am prezentat astăzi, principalele trei interpretări sunt cea catolică, romano-catolică, în care spun că Apostolul Petru este temelia bisericii. Și vreau să vă spun că dacă ne limităm doar la atât, facem o mare greșeală. Dacă ne limităm doar la Apostolul Petru și îl recunoaștem pe el ca fiind capul bisericii și el este cel care are cheile împărăției, el este cel care leagă și face ce vrea în această biserică, greșim. Pentru că Domnul Iisus Hristos niciodată n-a spus lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos întotdeauna în Scriptură a lăsat acest mesaj. Dumnezeu este stânca de temelie a bisericii. Amin. Dar nici la acest lucru nu trebuie să ne limităm. La faptul că doar Dumnezeu este temelia bisericii. Pentru că Dumnezeu în bunătatea Sa ne-a ales și pe noi să fim temelia bisericii. Eu personal vreau să fiu o temelie în biserica la care vin. Personal vreau să las pe Dumnezeu să mă întărească și să pot să fac lucrarea Lui, așa cum a făcut-o și Petru, care a fost temelia bisericii, așa cum a făcut-o și Apostolul Pavel, care a fost temelia bisericii, și așa cum au făcut-o toți apostolii, așa cum a amintit fratele Onisim. Toți apostolii sunt temelia bisericii. Și noi astăzi suntem temelia bisericii. Dar e posibil ca să fim o temelie care să devenim o piatră de potignire. S-ar putea ca din stâncă de temelie să ne transformăm în piatră de potignire pentru alții. Și în loc să-i ajutăm pe oameni să ajungă la Hristos, să-i îndepărtăm pe oameni de Domnul Iisus Hristos. În această seară, vă invit să fiți o piatră de temelie în biserica aceasta. Vă invit să fiți o piatră de temelie în zona aceasta în care facem parte.
Și să ne ajute Domnul, ca peste ceva timp, să putem să umplem toate scaunele acestea. Amin. Și să arătăm Domnului că ne-am făcut datoria pe acest pământ. Amin. Cu puterea sa. Domnul este lumina lumii și noi suntem lumina lumii. Amin. Domnul este stânca bisericii. Noi suntem stânca de temelie a bisericii. Domnul Iisus Hristos ne-a dat și nouă această onoare. Folosiți-vă de onoarea pe care Domnul Iisus Hristos v-a oferit-o. Pentru că El vrea să fiți pietre de temelie în locul unde sunteți. Amin. Vreau să vă întreb, pentru că suntem la ora de seminar, pentru că am prezentat probabil niște lucruri puțin mai dificile, vreau să vă spun că prezentările din fiecare după amiază până pe data de 14 nu au neapărat un rol estetic care să ne mângâie urechile sau care să ne aline suferințele, ci vreau ca în aceste după amiezi să încercăm să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu mai bine. Amin. S-ar putea să fie unele lucruri pe care nu le înțelegem, dar atunci când nu înțelegem un lucru, vreau să-l întrebăm și să-l discutăm. Amin. Mai are cineva ceva de completat sau aveți vreo întrebare? Da. Stați să vedem dacă mai are cineva și dumneavoastră ați vorbit mult. Destul, suficient. Roman 15, cred că cu 20, Apostolul Pavel spune: vreau să propovăduiesc Evanghelia acolo unde Hristos n-a mai fost propovăduit, ca nu cumva să zidesc pe temelia pusă de altul. Cum vedeți? Mai spuneți o dată versetul? Vreau să propovăduiesc pe Hristos acolo unde nu a fost propovăduit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. Da. Înțeleg că putem fi o piatră de temelie sau să zidim pe temelia pusă de altul. Da. Știm că Apostolul Pavel a fost ales ca să fie profetul neamurilor. Știm că misiunea lui a fost aceasta, de a duce mântuirea către ceilalți. Era odată, vreau să vă răspund puțin mai pe larg, un tată care avea doi fii și s-a hotărât să-și ducă fii la un pianist, ca să învețe, la un profesor de pian, ca să învețe pian. Și unul mai bâșbâia la pian după ureche, altul nu știa deloc. Și a dus la profesor și a zis: domne, uitați, ei sunt copiii mei, el mai știe să cânte la pian, celălalt nu știe deloc. Cam cât ar costa? Și zice, pentru acesta care nu știe deloc, 500.000, pentru celălalt care mai știe puțin, 1.000.000. Păi cum că? El știe să cânte la pian. Păi spune, păi e mai greu de dezvățat decât de învățat. E mai greu să dezveți un lucru decât să-l înveți. Vreau să vă spun că Apostolul Petru, pe lângă faptul că... Pavel, mă scuzați. Pe lângă faptul că a avut o misiune specială, cred că el întotdeauna a văzut lucrul acesta. Faptul că în poporul iudeu era un popor cu multe probleme. Erau cu multe nuanțe culturale care le-am preluat din diferite locuri. Iar misiunea, pentru că el venea nefiind, nefăcând parte din această zonă a evreilor care erau, de fapt el era fariseu, dar nu știu cum să vă spun. Nu făcea parte, de exemplu, cum era Petru, din Biserica lui Hristos. Nu făcea parte din grupa pe care a lăsat-o, apostolii pe care Domnul Iisus Hristos i-a lăsat. Da, ucenicii săi, mulțumesc. El a decis, prin misiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să-și îndrepte toate puterile către neam, către ceilalți. Și cred că atunci când studiem și cartea Roman, mai ales la luni, cred că am văzut atât de multe exemple în care Apostolul Pavel își exprimă iubirea față de iudei, dar cu toate acestea n-a lucrat cu iudei, ci a lucrat cu neamurile. Cred că misiunea lui specială a fost aceea nu de a clădi pe o temelie deja pusă, ci de a clădi, de a lucra în zone albe, cum spunem noi astăzi. Eu ce? Da. Ascultă. Îți zici că să nu ai idei de cât la ciutaș și la romani? Da. Deci n-am văzut la idei o credință mai mare. Deci Domnul Iisus a pus temelia pe credința poporului prin Petru, pe credință în popor Petru. Domnul Iisus este puterea cu credința lui Petru.
Dar nu înțelege că lucrarea Domnului Iisus este ortodoxă la Ierusalim. Mulțumesc! Vă rog frumos, să nu strigați la Dumnezeu. Bun. Și Domnul Iisus... Haideți să faceți, vă rog frumos să faceți. A fost o pavers bine la neamuri, spunându-te că barcul Evangheliei, care nu este de obâr și omenească, ci este de la, da, primită de la Domnul direct. Mulțumesc. Da. Bun. Aceasta cred că este ideea cu care aș vrea să plecăm, că și noi avem o misiune importantă în Biserica Domnului Iisus Hristos, și anume aceea de a fi pietre de temelie în localitatea, în biserica, în familia din care facem parte. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. 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 Încheia Bisericii Lumini, ne urăm pe Dumnezeu prin imnul de pe stânca mântuirii, imnul numărul 420, și se vor intona primele 4 strofe. Amen.
Tată Sfânt, vrem să-ți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru acest cuvânt binecuvântat de tine și vrem să-ți mulțumim, Tată Ceresc, pentru că în îndurarea ta ne-ai dat și nouă posibilitatea aceasta de a fi lumina lumii și de a fi o stâncă. Te rugăm din toată inima, ajută-ne tu ca să clădim pe stânca veacurilor și la rândul nostru să fim și noi pietre de temelie. Vrem din toată inima să-ți mulțumim și să te rugăm să ne dai Duhul Tău cel Sfânt ca să punem în practică ceea ce am auzit. Ajută-ne ca să trăim adevărul Tău și ajută-ne ca singura noastră bucurie să fie doar în Tine și să facem totul spre lauda Ta. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru aceasta. De aceea te rugăm, revarsă Duhul Sfânt peste poporul Tău și învață-ne Tu să trăim frumos ca în timpul zilei. Acum, la despărțire, te rugăm să fii cu noi în drumul către casă, să ne călăuzești Tu și să ne umpli Tu inima cu dragostea Ta. Îți mulțumim că ne iubești și că ne asculți. Ajută-ne să rămânem în Tine și să facem voia Ta. Lăudat și binecuvântat să fii, Tată Ceresc, Domnul Iisus și Duhul Sfânt, de acum și până în veci. Amin. Programul din seara aceasta i-a sfârșit. Vă invit și luni să participați la ora de rugăciune a bisericii, care va fi la ora 17, tot aici. Dar vă invit și pentru continuarea acestui seminar să participăm împreună sâmbăta viitoare la aceeași oră, seminar care va purta numele Biserica la porțile iadului. Și vreau pentru aceasta... Vom organiza și concursuri care vor fi cu premii, așa că vreau să vă motivez să vă pregătiți pentru următoarea întâlnire, imediat. Și vreau să vă pregătiți și să citiți puțin partea bisericii primare, în mod special persecuțiile. Pentru că voi face un concurs la începutul prezentării, în care voi pune câteva întrebări despre persecuții. Și vreau să fiți pregătiți ca să luați premiile. Cum? Din Romani, capitolul 11. Suntem la capitolul 11. Deci, studiați persecuțiile din primele două secole. Persecuțiile la biserica primară. Așa că... Persecuțiile. O să fie întrebări generale. Noi o să discutăm tot despre această temă din Matei, capitolul 16, versetul 18 și 19, care sunt temelia discuției noastre, așa că vă invit să vă pregătiți, să studiați și dumneavoastră ca să putem să avem discuții constructive și să putem să discutăm mai mult. Până atunci, ne despărțim cu pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu.